Siguranța proprie, dezvoltarea într-un mediu sănătos, implicarea în acțiuni de voluntariat sunt principalele obiective pe care și le propune să le realizeze Inspectoratul General al Poliției în parteneriat cu Ministerul Educației. Cele două instituții continuă campania Un copil informat, un copil protejat. Mesajele acțiunii civice au fost prezentate elevilor de la gimnaziul din satul Păpăuț, Rezina. Le-a informat copiii în cazuri când le apare o problemă înainte, cui se apeleze și la cine se adresează. Aceasta este o companie, compania Un copil informat este un copil protejat. Impactul campaniei a captat atenția și interesul elevilor. Învățăcei nu au ezitat să adreseze diverse întrebări polițistului de sector, care, la rândul lui, prin răspunsurile oferite, a împărțit și broșuri informative cu privire la ocrotirea drepturilor copilului. Am aflat următoarele lucruri: să fim atenți cu banii unde îi lăsăm, cu telefonul, să fie în banii, să fie interiorul genței și să fim atenți cu, dacă, să comunicăm cu acei cunoscuți. Dacă nu este cunoscut și îți oferă bomboane sau dorești să te iei undeva, să ne apropiem de un adult sau un cunoscut, părinți sau profesor, și să spunem. Dacă cineva necunoscut vrea să ne iei acasă sau să ne dea bomboană, nu trebuie să luăm de la el sau să ne urcăm în mașină. Trebuie repede să plecăm acasă sau să-i spunem la profesor. Azi, la întâlnirea cu polițistul de sector, ne-a informat cum să procedăm în situațiile dificile, la cine în primul rând trebuie să ne adresăm și să nu intrăm în comunicații cu persoanele necunoscute nouă, să ne comportăm frumos în societate și la școală, să nu facem abuzuri contra copiilor mai mici și să avem un comportament adecvat cu persoanele în vârstă. Elevii trebuie să se cunoască cum ar trebui să reacționeze, cum să se comporte în situații de risc, în special luând în considerație pentru că astăzi mulți părinți, cu părere de rău, din păcate, sunt nevoiți să plece peste hotare la muncă, și elevii rămân practic sau sub tutela unei rude sau chiar și mai rău, să zicem, cu bunicii, cu alte rude un pic mai departate, și astfel de cazuri de risc, de abuz asupra copiilor sunt dese. Și elevii trebuie să știe foarte bine cum să reacționeze în cazuri de risc, cum am mai zis. Deci, în final, ca să concluzionăm, sunt astfel de întâlniri cu polițistul de sector, cu elevii, vizite de lucru, să zicem așa, sunt foarte binevenite. Campania națională Un copil informat, un copil protejat a fost lansată de Inspectoratul General de Poliție în colaborare cu Ministerul Educației. Acțiunea civică a pornit în luna mai a acestui an și se desfășoară în toate localitățile țării.